numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. Este o mare binecuvântare pentru noi, într-adevăr, că suntem în seara aceasta aici și în mod cu totul special că nu suntem singuri. Împreună cu noi este Dumnezeu și avem această convingere. Am ieșit din singurătatea noastră și am avut bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. Poporul evreu călătorea spre țara Canaanului și era atât de încăpățânat încât Moise vine în fața Domnului neștiind ce să mai facă, ce convingeri să-i aducă ca să ia hotărâri foarte serioase și îi spune, Doamne, dacă Tu nu vrei să mergi înaintea noastră, lasă-ne să urim. Și Dumnezeu face promisiunea, eu am să merg înaintea voastră. Deci, iubiții mei, găsim aceste cuvinte în Cartea Ieșirii, capitolul 33, versetele 14 și 15. De ce am dorit să dau aceste versete ca citat? Tocmai pentru a răspunde la această întrebare care este, de fapt, sfințirea noastră. Și cum se poate realiza această sfințire a noastră ca viață, ca trăire? Avându-L înaintea noastră pe Dumnezeu mereu și mereu și mereu. Fratele Crean Dor spunea la un moment dat în memoriile sale, zice, până în momentul întâlnirii cu Dumnezeu, eu existam. Și din momentul întâlnirii cu Dumnezeu, deja am început să trăiesc. Extraordinare aceste cuvinte. O teologie de cea mai înaltă clasă posibilă. Deci noi putem să existăm în lumea aceasta. Suntem ființe create de Dumnezeu. Avem existența noastră personală. Dar dacă trăirea împreună cu Dumnezeu nu este un mod de viață al nostru, rămânem la stadiul acesta de existență. Și pasul următor pe care trebuie să-l facem este acesta de a trece de la existență la trăire. De a trăi împreună cu Dumnezeu, de a viețui împreună cu Dumnezeu. Și aș vrea câteva aspecte de data aceasta, la începutul cuvântului meu să spun, cu privire la conștiință, pentru că mi-a plăcut tare mult cum a vorbit fratele înaintea mea, fratele cel tânăr. Și aș vrea să spun, dragii mei, conștiința este glasul lui Dumnezeu în fiecare dintre noi. Și sunt trei momente foarte importante în viața noastră când conștiința nu ne părăsește, este alături de noi. Și momentul principal este momentul sfătuirii, atunci când noi ne aflăm în fața ispitei. Conștiința ne sfătuiește. Devine sfătuitorul nostru, pentru că am spus, este glasul lui Dumnezeu în noi. Dacă noi nu ascultăm glasul conștiinței noastre și acceptăm ispita, conștiința devine martor la faptele sau la fapta pe care noi o săvârșim. Deci este al doilea moment. Și cel de-al treilea moment, care este cel mai tragic, dragii mei, este după săvârșire, săvârșirea păcatului, săvârșirea faptelor rele, când conștiința devine judecător, ne mustră. Pentru că ne-a sfătuit și ne-am luat aminte. Pentru că a devenit martor în momentul săvârșirii păcatului. Și mustrarea aceasta de conștiință ne urmărește întreaga noastră viață.
Dar totul este, totuși este un moment al pocăinței noastre când se liniștește conștiința. Momentul întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Momentul în care noi putem să înțelegem că lucrarea împreună cu Dumnezeu are rod într-o sfințire când ascultăm de glasul lui Dumnezeu. Și ne întoarcem din nou la partea aceea sfătuitoare. Și lucrarea aceasta mântuitoare în viața noastră aduce cu sine roade atunci când ne dăruim în totalitate lui Dumnezeu. Iată trăirea. Trăirea noastră adevărată cu Dumnezeu. Lucrarea noastră împreună cu El. Și ce putem să facem noi fără Dumnezeu? Nimic. Deci fără Dumnezeu noi nu putem să facem nimic. Dar împreună cu Dumnezeu noi avem valoare. Spuneam la ultima adunare, tot de la Cluj, un cuvânt al fericitului Augustin care m-a marcat în totalitate. Doamne, ce să-ți aduc eu? Eu n-am nimic. Dar dă-mi ce să-ți ofer. Pentru că eu sunt al tău. Și tu aș vrea să devii viața mea. Iată rugăciunea, dragii mei, ca mare har. Pentru că s-a vorbit și de rugăciune. Întâlnirea noastră cu Dumnezeu în rugăciune. Și aș vrea să-L privim, pentru că mulți sunteți tineri aici. Aș vrea să-L privim pe profetul Daniel, omul rugăciunii. Am spus și de altă dată lucrurile acestea și le repet. Pentru că sunt importante pentru noi. Suntem creștini, suntem frați ostași. Am pornit pe calea Domnului împreună cu El. Ne dorim mântuirea. Vrem să ajungem să încununăm viața noastră în mâinile lui Dumnezeu. Și de multe ori nu știm cum să ne rugăm. Și de multe ori rugăciunea noastră devine o formă. Și de multe ori rugăciunea noastră devine mecanică. Și Duhul nu mai este în ea. Aș vrea să vedem rugăciunea profetului Daniel și dacă deschideți la cartea sa, capitolul 9, veți descoperi o profunzime a rugăciunii personale de o rară frumusețe. Este rugăciunea sufletului care a ajuns și nu numai a sufletului și a întregii sale ființe a ajuns în robie. Ultima parte a rugăciunii și citesc din ea, momentul în care tu te-ai plecat pe genunchi, eu am fost trimis de la Dumnezeu, pentru că i-a apărut în zbor îngerul Gabriel. Și i-a spus îngerul, din momentul în care te-ai plecat pe genunchi și ai început să te rogi, am fost trimis de Dumnezeu să-ți spun, Daniele, că tu ești un om iubit de Dumnezeu. Iubiți tineri, să se spună despre voi, să se spună despre noi că suntem iubiți de Dumnezeu și Dumnezeu ne cercetează. Și suntem iubiți de Dumnezeu. Dar trebuie să realizăm această iubire care vine din partea lui Dumnezeu. Pentru că începe rodul harului. Rodul bucuriei care ne asistă pe drumul mântuirii noastre spre împărăția lui Dumnezeu. Vedeți momentul pe care noi de foarte multe ori îl aducem în atenție și vorbim despre el, momentul nașterii din nou despre care vorbește Mântuitorul cu înțeleptul Nicodim. Citim în capitolul 3 din Evanghelia după Ioan. Și ne place foarte mult să vorbim despre nașterea din nou. Este extraordinar de bine. Este momentul trăirii noastre, sau începutul trăirii noastre, cum spune fratele Trandors. Și spune acolo Mântuitorul așa,
de nu te vei naște sau de nu vă vei naște din nou, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Este un imperativ. Dar noi mai avem multe imperative pe care le rostește Mântuitorul în fața mulțimilor, a apostolilor și acolo unde ajunge să vorbească despre Împărăția lui Dumnezeu. Și vă dau doar tot din Evanghelia după Ioan, din capitolul 6 de data aceasta. Ca să înțelegem foarte bine Sfințirea în modul împlinirii ei, prin primirea plenară a lui Hristos în noi. De nu veți mânca trupul meu și de nu veți bea sângele meu, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Deci un alt imperativ. Și dacă vorbim despre imperativul nașterii din nou, care ne întâlnește cu Dumnezeu, care realizează întâlnirea noastră cu Dumnezeu, iată, este momentul acesta extraordinar, plenar pentru noi. Este Sărbătoarea Mulțumirii, da? Cuvântul Euharistie înseamnă mulțumire. Ce mulțumire aducem noi lui Dumnezeu în Euharistie? Ale tale dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Tu ești totul pentru noi, toate sunt ale tale, ți le aducem noi. Ce mulțumire aducem noi lui Dumnezeu? Pe noi înșine, dragii mei, propria noastră ființă, ar trebui să-i aducem ca mulțumire înaintea lui Dumnezeu, pentru că El ni se oferă în totalitate, Dumnezeu ni se oferă în Sfânta Euharistie, în totalitate. El este trup și sânge. Ni se dăruiește ca noi să avem împlinirea întru El. Sigur că este un proces continuu, deci acolo ajungem prin starea de pocăință și de aceea am vorbit despre nașterea din nou. Deci este un proces permanent în viața noastră, care definește de altfel personalitatea noastră de ostași, de copii ai lui Dumnezeu, de oameni care îl caută pe Dumnezeu, de oameni care doresc într-adevăr să se întâlnească mereu și mereu cu Dumnezeu și în starea aceasta să lucreze împreună cu Dumnezeu. Psalmistul David spune în Psalmul 12 cu versetul 6: Te laud, Doamne, și te cânt, că mi-ai făcut atât de mult bine, extraordinar de mult bine ne-a făcut Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu, îți mulțumim, Doamne, am venit în seara aceasta să-ți mulțumim ție. Dar mulțumirea noastră, dacă rămâne doar cuvânt și nu mergem mai departe, este o vorbă goală, dragii mei. Sfântul Apostol Pavel spune despre lucrul acesta că este un chimval zângănitor. Și de aceea, dacă lucrarea noastră împreună cu Dumnezeu devine trăire, iată că împărtășirea dintr-o El devine realitate și noi credem din toată inima noastră lucrul acesta. Sfântul Simeon, noul teolog, are un cuvânt extraordinar și revelator pentru noi. Și m-am gândit să citez o scurtă rugăciune. De fapt, este o analiză pe care el o face cu privire la starea de vorbă a lui Dumnezeu cu Adam în grădina Edenului. Și vă rog să fiți cu luare minte. Ce i-o fi zis Dumnezeului Adam imediat după ce l-a însuflețit cu suflare de viață? Vorbe de taină, cuvinte de duhovnic, iubitul meu în Domnul. Sfântul Simeon, lor teolog, are asemenea cuvinte aproape în toate scrierile sale. S-a tradus în limba română, sunt 5 volume. Descrieri pe care le-a făcut Sfântul Simeon, noul teolog. Citesc mai departe. Iubitul meu în Domnul, te-am primit la sânul meu.
când ai venit la mine și te-am modelat cu multă căldură, ucenic prin învățătură, și cu ostenel multe te-am făcut din nou, după chipul lui Hristos, prin pocăință. Și te-am născut din nou, copil duhovnicesc, prin multă răbdare și osteneli puternice și lacrimi de zi cu zi, chiar dacă tu n-ai cunoscut nimic, prin câte încercări am trecut pentru tine. Sunt atât de grăitoare pentru noi, vedeți? Iubitul meu, fiul meu, născut din nou, prin pocăință, născut din nou, în Hristos, purtând din nou chipul lui Dumnezeu. Și vreau să închei, pentru că am înțeles că mai sunt și frați să vorbească, că mulți. Vreau să închei, dar înainte de a încheia, aș vrea să mai dau un citat din Psalmul lui David, Psalmul 72, versetul 24. Doamne, pe cine am eu în cer afară de Tine? Și ce mi-am dorit eu pe pământ decât pe Tine? Dacă noi vom purta în sufletele noastre dorul acesta și bucuria întâlnirii, pe cine am eu în cer afară de Tine și ce mi-am dorit eu pe pământ în afară de Tine, Doamne, cu siguranță că viața noastră va fi alta. Și închei cu o poezie care este și cântare, de fapt, a fratelui Treantos. Când ai să vii ca să mă iei, te voi primi în casa plină și îți voi aduce în ochii mei cea mai netulbure lumină. Cu cel mai limpede izvor al lacrimii spălați voi mâna când mă vei dezlega de dor și îmi vei despovăra țărâna. Cu cele mai cerești cântări îți voi întâmpina privirea și în toate inimii cămări va străluci arzând iubirea. Cel mai de preț mărgăritar, păstrat cu greu atâta cale, am să-l așez ca pe un altar, în zarea albă a mâinii tale. Dar când plecând mă vei lua, Iisuse, lasă-mi după mine la toți câți vin în urma mea o cale albă către tine. Să ne ajute Dumnezeu, să lăsăm o cale albă și noi, ca bucuria să fie deplină în Împărăția Lui. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.